Bună dimineața! Eu cu maica mea împreună mergem la Piața Obor să cumpărăm fân sau paie pentru cățeaua noastră Ara, fiindcă orice îi punem înăuntru scoate afară. Ori, nu știu, poate ciuciu îi scoate afară. Da, ce îi punem înăuntru în căsuță scoate afară și am văzut că o să vină seri mai reci cu minus. Și maica mi-a tot spus să mergem să luăm fân. Eu i-am cumpărat altceva, le-am rupt. Și acum am hotărât totuși să încercăm și cu fân. Sper să nu facă fân în curte. Mami aici cu mine, Angie e încă în pat cu Natalia, că Natalia are vacanță și din cauza asta Angie nu a filmat, fiindcă pentru ea e un pic mai dificil să fie și cu Natalia să și filmeze. Și atunci am ajutat-o eu și am filmat eu până acum. Acum răspund la un comentariu mai răutăcios, care eu zic că pocăiță sunt cei mai răi oameni, nu știu de ce și cum, că nici n-am citit tot comentariu complet. Da, dar o zic că am lăturat. Da, că am lăturat-o, ci că pe Angie să nu mai filmeze. No, în fine, dacă el crede așa, e păcatul lui să zic așa. Noi suntem oameni normali care ne iubim unul pe altul, da, mai este și între noi conflicte ca în orice familie. Nu există pe pământul ăsta oameni perfecți. Ok, și acum m-am gândit să vă filmăm drumul până acolo. Eu sunt acum în centru, în față la biserica catolică din centru. Și o să încerc să vă filmez drumul până acolo pentru oamenii care le este dor de Aradul nostru. Ok, acum pun pe pauză și încerc să schimb camera aia de față. Ok, acum pornim. Dar căldura să mă încerc, că deja mi-e cald. Chiar dă. E verde. Domnul polițist mă lasă trec. Asta e ambulanța. Oh, mă lasă să mă bag. Acum vine poliția locală, mă lasă să trec. Nimeni. La noi trebuie să te baci cu tupeu, numai așa se rezolvă trafic. Din păcate, oamenii toți sunt grăbiți, toți sunt stresați. Eu nu zic că afară nu sunt grăbiți și stresați, că și afară e cam tot aceeași situație. Dar în trafic oamenii sunt mult mai educați. Puteți să iei caietă pe oamenii? Ai dreptate, da. Dar mai bine mă duc acolo pe piață, știi? Sper să nu cadă telefonul cu suportul ăsta. Am observat că vă plac mult filmările care le fac așa prin oraș. Și vă înțeleg foarte bine. Și din cauza asta și vă fac filmări. Că nu prea avem așa multe vizualizări, dar pentru oamenii care sunt interesați și fericiți, ce să nu facem? Uitați, asta e clădirea. Acum s-a făcut. E clădire mare. Încă e în renovare, adică în renovare, nu în renovare, în construcție. Clădirile din centru, așa treptat, le renovează, după cum observ. Este ceva program național care
ajută, băncile ajută locatarii care locuiesc în clădirile astea monumentale și să le, cred că le dă credit fără avans, fără dobândă, ceva de genul. Vârful Cudor, aici e sediul poliției pe stânga clădirii asta mare. Și pic mai în față pe colț e sediul poliției rutiere. Să dai roșu, mă. Aia e altceva. Aia e altceva, da. Ce bicicletă interesantă are domnul. Dar de ce are două roți în față? Să fie mai stabilă, să nu... Să da, mai alții face pe spate două roți, nu în față. El are două roți în față. Păi are direcție mai bună. Normal. Nu știu că n-am avut până acum. Dar cred că e mai stabil dacă e pe față două roți. Cred că să mă duc un pic mai în față. Ține fără asta pe care pot să văd. Strada Pădurii. Păcat că nu pot să vă filmez clădirile așa care sunt mai frumoase și importante. Mai înainte am trecut pe lângă Biserica Dragostea Baptistă, clădire foarte frumoasă. Piața Obor e un piaț. Trebuie să merg mai ce. Da, asta e problema. De care? Că, uite, e bun lipiciul ăsta. Uite că doamna mă lasă. Mulțumesc frumos. Am vrut să spun că e o piață haine și piață cu alimente. Venim de multe ori de aici să luăm cartofi, ceapă, castraveți, eu știu ce mai trebuie la mami. Sper să mai fie cineva aici. Poate nici nu veni. Poate, că am înțeles că e ceva sărbătoare astăzi, nu știu exact ce sărbătoare. Uf.
fund nu mai este nimeni. Uite aici a fost cu paie. Când s-o paie. Da, intrăm, nu știu. Păi, intrăm. Of. Dar la cât trebuie să vii să iei fund aici? Nu intri cu mașina. Nu. Dar de ce? Merge un pic pe jos. Am găsit să filmez. Deci așa ceva n-am văzut de când de eu. Numai la televizor. Nu știu dacă se vede în filmare. Ăștia zgâște, mami, ha? Nu știu dacă se vede în filmare. Wow, dar ce fain, ve, fac. Auzi că vine frigul, zice domnul. Wow, ce fain. Nu-mi vie să cred. Nu, asta da. Fii atent și departe să-l duci, ce repede. Super. Ok, am intrat în piață. Dăm așa o mică raită să vedem ce este. Da, mi pare rău că n-am găsit fund sau paie. O să mai încercăm, cred că duminică. Nu știu cum fac duminică. Și vă filmez așa puțin aici în piață. Piață. Cam gol astăzi, mami. Și, da. Și nici vremea nu-i frumoasă. No, bine, eu atâta vă filmez. E cam chiar foarte gol. Nu prea este ce să filmez aici. Aici e penitenciarul, dincolo de gard. Sper să nu ajungă nimeni acolo. Din cei care văd. Ok. La revedere, pacea Domnului.